Vă salut! O să plecăm iară cu motocultorul să scoatem niște cartofi. Facem iar vreo 100 de kilometri cu el în remorcă. Și după cum vedeți, am manicoții ăștia mai lungi. Și am întâmpinat o mică problemă până să-l urc în remorcă. Șuruburile astea veneau aici la rampe, ca să nu scape rampa înapoi. Se prindea în spate la oblon. Dar din cauza manicoților mai lungi, trebuie să dau rampele aproape de marginea remorcii și șurubul mi-ar fi spart triplu aici. Așa că le-am scos. E puțin riscant să zic când o să-l urc. Și i-am făcut un dispozitiv din ăsta. Ăsta îl pun aici la tija în spate. O să vină tija băgată aici în el, ca să nu mi-alunece în remorcă. Data trecută îi puneam doar un cauciuc când îl transportam ăsta, dar mi-a plecat cauciucul de sub tijă și colțul de la tijă a afectat puțin fundul remorcii. Așa că am făcut chestia asta. Și acum o să încerc să-l urc. Are o stabilitate mai bună, cred, în remorcă, fiind atât de lat. E cam cât remorca și sper să nu scape rampele de aici când o să urc pe ele. O să-i fac pornirea și dăm cu el sus. Ce ar mai fi în legătură cu ăsta? Am observat când l-am transportat data trecută, ar fi cel mai bine să se închidă clapeta de la benzină. Cred că de la denivelări și hopurile de pe drum mi s-a înnecat puțin, abia l-am mai pornit. Și când m-am întors, am închis clapeta și a pornit foarte bine când am ajuns înapoi cu el. Deci o să închid clapeta de la benzină pe perioada transportului și o să-i pun asta aici. Bună dimineața! Am ajuns și la cartofi. Aici sunt, e o suprafață destul de mare, au fost cosiți înainte, au fost puși cu calul și acum o să încercăm să-i scoatem cu motocultorul. L-am pregătit și cam așa arată suprafața. În spate, acolo, în dreptul cartofilor, sunt porumbii pe care i-am lucrat tot cu utilajul ăsta. Am scos primele trei rânduri. Sunt buni cei cartofii, conform sfaturilor pe care le-am primit și eu de la domnul Nicu, să scot rândul 1, 3, 5. Cred că este foarte bine. Utilajul merge, reușesc să-i scot. Nu e nici chiar ușor, așa e puțin obositor, dar ne descurcăm. Și aici sunt porumbii pe care i-am muncit. Recolta pare promițătoare, destul de frumoși. Dar noi vom continua cu cartofii. Porumbii am vrut să-i vedeți. Nu am mai lucrat înainte la porumbi, dar sunt mulțumit să zic de ce am făcut. Ne-a ajutat și natura cu niște ploi cam date la timp. Și cam ăștia sunt
cartofi. Cred că o să trec și cu frezele după ce îi scoatem, le-am luat la mine, dar să ajungem până acolo. Merge bine utilajul, îi scoate foarte bine plugul ăsta, nu e chiar ușor, e destul de obositor să zic la suprafața asta, dar ne pregătim pentru al doilea transport spre casă, am dus deja 15-16 saci, mai ducem acum tot așa, nu sunt toți foarte mari, dar producția e bună. Mai am descos încă 3 rânduri, mai sunt vreo 3 scoase, 3 jumate, estimez că facem aici spre 60 de saci. O să continui cu scosul și până la următorul clip vă salut și vă doresc spor la treabă.